Biblioteca Pontus Euxinus din Năvodare a fost gazda unui workshop de teatru la care au participat zeci de elevi din oraș. Continuăm astfel seria evenimentelor culturale pe care noi le propunem năvodărenilor. Suntem foarte bucuroși pentru că am propus pentru astăzi un workshop cu 15 locuri, dar avem peste 30 de înscrieri până acum, deci acesta este cel mai bun feedback pozitiv pentru noi și suntem bucuroși pentru că toate acțiunile propuse de noi sunt pentru a bucura publicul din orașul Năvodari. Workshopul a fost susținut de un voluntar al Bibliotecii Pontus Euxinus, care este student în anul 3 la actorie în Constanța. Îmi place foarte mult teatru, îmi place de mic copil și vizitând și colaborând cu Biblioteca Pontus Euxinus Năvodari, m-am gândit să fac un workshop de teatru. Am mai făcut și înainte, să avem și un concurs. Va trebui să-și construiască propriul lor spectacol, pentru că vor fi practic 3 grupe și va trebui să-și facă propriul lor spectacol de improvizație. Până la concurs însă, elevii au fost inițiați în teatru și le-au fost verificate cunoștințele inițiale. Teatru te joacă? Te joacă pe tenă. Așa. Iar filmul la? La ia filmul pe ecrane. Pe ecrane. Elevii au participat în continuare la diferite activități de improvizație, arta vorbirii scenice, dar și jocuri.